Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Și avem din nou un episod special. Avem pack opening, nebunie de pack opening chiar. Cât m-am chinuit să am aceste pachetele și hai să vedem despre ce vorbesc aici. Avem 25 de picuri 81 plus, 25 plus încă 20 de pachete. O să fie un episod lung, așa că începem și le luăm pe rând. Primul pic îl avem pe Aitor sau Vertonghen. Am să iau Aitor, portarul din Spania, al doilea pic. Proms sau Onana, mergem pe Onana, 84, bun, 83-84 până acum, nu-i chiar atât de rău. Avem Marquinhos de 85, ok, hai că 83-84-85-86 ar trebui. 85, Alderweiler, bun, ok, nu-i rău. Casemiro, ok, Casemiro, 89. Bă, nu-s rele picurile astea. Avem și un fechir. Haida. Mergem pe cel mai high rated până momentan, cât încă se poate. Banega, Eternur, nu putea să lipsească Banega din așa ceva. Harry Maguire, ok. 85-85-89, a fost un strike destul de bun, bănuiesc că acum vine ceva mai rău. Blind de UCL, bun. Vreau și ceva special, Areola. Un inform, avem atâtea la dispoziție. Marcelo, al doilea jucător de la Real Madrid, ok. Hai că mai avem câteva. Jesus Navas, bun, 84. O să le iau pe Rodriguez. Hai. Mergem pe Suso. Aș vrea să nu iau duplicates deloc. Joao Cancelo, ok. Matuidi. Doar unul de 81 până acum, which is pretty much ok. Alderweiler, ok. Din nou Alderweiler, o să-l ținem pentru SBC. Carvajal, l-am luat, știu că o să-i dau cu XL, dar sigur o să mai vină un SBC diseară cu iconii, o să se anunțe iconii și sigur o să am unde să-l fac, deci nu o să-l pierd pe Alderweiler. O Paulista inform, bun. Nu-i rău. Higuain, ceilalți deja sunt. Deci am luat și un inform, practic un walkout. Areola a luat mai devreme. Nu-mi place că nu ți arată. Dacă i-ai mai prins în tura asta de picuri, nu ți arată. Doar dacă i-ai în club Vertonghen sau Ilicic. Tocmai l-am băgat ieri într-un CBC. Gosens, pentru că pe Banega l-am luat deja. Deci să facem o recapitulare. Avem un Gabriel Paulista inform, un Carvajal de 86, Joao Cancelo, Jesus Navas, Marcelo, Casemiro, Alderweiler, Marquinhos și Onana. Nu e așa rău, mai ales Casemiro ăla și informul, nu e așa rău. Și avem aici 20 de pachetele luate și făcute în ultimele SBC-uri plus ceva obiective, dacă țin bine minte. Începem cu Baca, nimic sesizabil. Totuși este un gol pe cod, dar avem pe Răzvan Lucescu. Avem mingea de Europa League.
Ok, chiar o minge drăguțică, așa un portocaliu cu alb. Nu, nu e așa rea, nu e așa urâtă. Nu avem walkout nici aici, o să încerc să dau totuși un pic skip. Jumbo Gold Pack, mai 18 pachete, era să zic ultimele 18 pachete. Nimic nici aici. Jumbo Gold Pack, bun. Nimic nici aici, este totuși board, nope. Nu este board. David Nereș, Cody. Ok. Hai că ne facem, ne facem jucători pentru Icon Swaps. Sigur o să avem first owned la obiective, deci da. E ok. E ok, e bine, foarte bine venit acest pack opening. Nimic nici aici. Sucek. Nu putea să fie săptămâna trecută un inform frumos. Prime Gold Player Spec. Hai că le luăm pe rând, nu mai ne punem să zapăm printre ele. Hai cu walkout-ul. Nu este walkout, este totuși un board. Nu este board. De ce am crezut că e board? Anderson Talisca. Ok. Și Ake Antonio. Bine, nu-i rău. Ake ăla e OP. Zici că e Van Dijk. Fără doar și poate. Avem un walkout bun. Îl avem pe Robert Lewandowski. Totti n-a putut să vină, dar a venit, a venit așa. A venit așa la noi. Un 91. Nu ne putem plânge. Oare e și tradable? Oare o fi pachetul de la Marchi? Nu este tradable, este untradable. Îl avem pe Robert Lewandowski de 91. Numai bun pentru SBC. Numai bun pentru SBC. Încă 13 pachete, small, rare, gold, player spec, hai să vedem dacă avem ceva aici. Nu avem walkout, dar este board, este board. Tot asta este board, este Odegaard. Este Odegaard de la Arsenal și cred că e duplicate, untradeable duplicate chiar. Ba nu, ok, și este tradable, dar ce am făcut cu Odegaard? Am băgat în SVC, încă un walkout, bine mă băieți. Nu știu ce este, Spania. Goalkeeper de la United. Îl avem pe De Gea de 86, săracul, doar 86. Două walkout-uri, dacă e să-l punem și pe Casemiro, 3 walkout-uri și dacă e să punem și informul de 84 al lui Paulista, oare și el walkout? Nu cred că e și el walkout totuși. 11 pachete, dintre care 9 de 82, 88 și un 85 plus. Acolo, acolo, acolo țintim sus. Tura asta, în 85 plus ăla, trebuie să avem ceva mai bun. Ăsta este board. Brazilia, CDM de la Sevilla, îl avem pe fostul jucător al lui Manchester City, Fernando. Avem primul 82-88, nu avem walkout. Avem nici măcar board, nu este, este William, fix 82 de la Arsenal. Avem link perfect cu Odegaard, SBC rules. Hai un walkout și de aici. Nu fi rău. Ok, din nou nu este board. Gosens, care ghici ce este duplicate. Mergem mai departe, hai, hai, din 82-88 ăsta, măcar o chestie, o chestie bună, dă-ne. Nu, e board, este board, Olanda, CM, este Van de Beek. Am crezut că e Wijnaldum, era mai bine dacă era Wijnaldum în 85, dar și Van de Beek de la Manchester United este pretty much ok. Imediat terminăm cu 82-88. Hai da, hai pachetele mele. Un walkout, un 88, da. Poți? Nu poți. Este board, dacă văd eu bine. Da. Este Partey. Este Partey. Ok, 84. Nici de data asta nu avem walkout. Este board. Franța, este Dembele. Ok.
avem pe Dembele, ăsta ar fi fost scump și insane la începutul jocului. Și mulți încă mai joacă. Hai da, vreau și de aici un knockout, Nope. Bordam, Portugalia, Lm, Guedes, cel mai probabil, nu, Rafa. Rafa de la Benfica, 83. Se află acolo, în top, lângă Banega. De n-am prins la Rafa în ultimul hal, aș putea spune. În ultimele 3 de 82-88, nimic nici de aici. Bord, Tadic de la Ajax. Hai. Un walkout, un 88, nu știu, dă-mi un Sterling. Sau Sterling e 89. Nu știu, ceva 88 walkout, orice. Nici măcar Bord din 82 bănuiesc, da, Fabian, fantastic. Și ultimul 82-88, hai, să vedem ce se întâmplă. Walkout, bun, la ultimul avem walkout, nici nu mai așteptam. Îl avem pe Luka Modric. Bine, 87, Luka Modric. E bun. Excelent, SBC. Cu acolo legătură Casemiro, Luca, Marcelo, tuț, linkuri verzi. Și ultimul pachet pentru această zi, pentru această după masă, bănuiesc că atunci o să postez, avem 85 plus rated players. Hai să vedem aici, vreau ceva super bun, chiar dăm walkout, te rog, dăm walkout, bine, este walkout. Portugalia, Bruno Fernandes, stai puțin, 87 Bruno, ok, ar fi fost insane să fi fost Cristiano, dar Bruno Fernandes, ne-au picat doi foști toti, și Bruno și Leva au fost toti insane, plus Walker, gold. Avem pe Walker UCL, avem și un Walker Gold. Ok, sunt ceva mai mulțumit din pachetul ăsta față de Müller și Donnarumma data trecută. Da, se putea mai bine. Ok, I will accept Bruno. Ăsta a fost și ultimul pack opening înainte de a doua tură de Icon Swaps. O să stau și o să aștept până diseară pentru a vedea cum îmi îmbunătățesc echipa cu cele 900.000 de coins, cu cei 900.000 de coins, să vedem dacă ne luăm ceva la mijlocul terenului în locul lui SN sau nu. Nu știu sigur și nu știu exact ce am să fac. Vă invit să-mi dați un follow pe Instagram, găsiți linkul în descriere, iar până data viitoare nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, pe butonul de like și să jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat! Ciao! Bătămen, da tu ești bătămen, bătămen, da tu ești bătămen, bătămen, da tu ești bătămen, bătă, bătă. Da, but amen.